vrea să binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl, pe Domnul Iisus Fiu și puterea lui Iisus. Amin. Amin. Ne bucurăm, frații mei, iubiți ascultători ai Cuvântului lui Dumnezeu, iubiți prieteni ai Casei lui Dumnezeu, pentru ziua de astăzi, pentru vremea aceasta de har în care suntem noi împreună. Azi este o zi deosebită, o zi în care ne aducem aminte cu bucurie că 13 ani Dumnezeu a fost Cel care ne-a binecuvântat aici, în locul acesta, să putem să cântăm cântările Domnului. Lăudați să fie Domnul! Amin. 13 ani au fost mulți, au fost puțini, au trecut multe probleme. Au fost mulți tineri care s-au perindat aici. Unii au plecat, unii au rămas. În dimineața, când după masa aceasta, cu toți împreună, dorim nu altceva să facem decât să înălțăm numele Domnului. Și chiar vă invit pe toți să ne ridicăm în picioare. Și așa cum este frumos să ne rugăm, să-L chemăm pe Domnul și prezența Duhului Sfânt peste noi și peste lucrarea din după masa aceasta, prin fratele Ionică Gacea vom face lucrul acesta, rugându-ne ca Domnul să binecuvinteze după masa aceasta, să ne binecuvinteze pe noi pe toți, să binecuvinteze slujba din după masa aceasta și tot ce facem aici să fie pentru gloria și slava Domnului. Amin.